Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Idei de activități Unplugged de echipă pentru orele de informatică. Vă mulțumesc că sunteți aici. Eu sunt Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și voi fi gazda acestei sesiuni. Alături de mine, în chat, se află colega mea, Natalia Șeremet, care ne ajută și să colectăm întrebările de la dumneavoastră. Ne puteți adresa întrebări oricând în chat și în măsura în care timpul ne permite, vom încerca să răspundem la cât mai multe. Suntem în prima zi a Festivalului Digital Preda Viitor, ediția 2023, creat de Asociația TechSoup. Festivalul este un maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Acum voi da și eu share la ecranul meu ca să vedeți prezentarea pregătită. O să am, sper, o confirmare de la colegi că se vede bine. Așadar, cum ziceam, suntem în prima zi a Festivalului Digital Predau Viitor. Înainte de toate, vreau să vă amintesc câteva logistice, mai ales de padletul general al festivalului, unde veți găsi toate detaliile despre organizare și participare, agenda zilei și multe alte informații utile. Tot acolo veți găsi și prezentările vorbitorilor. O să o rog pe colega mea Natalia să pună linkul în chat dacă nu l-aveți deja salvat. În era digitală în care trăim, este important să găsim modalități de a dezvolta abilitățile de programare și gândire computațională a elevilor, chiar și în situații în care nu avem acces la echipamente sau tehnologie digitală sofisticată. Această sesiune propune un alt fel de abordare pentru orele de informatică, punând accentul atât pe activitățile plugged, cu tehnologie adică, cât și pe cele unplugged, fără tehnologie, care implică colaborarea în echipă și rezolvarea problemelor. Veți descoperi exemple practice de la profesori care au implementat cu succes astfel de activități în orele lor de informatică și nu numai. Idei și recomandări utile pe care le puteți implementa la clasă. Discuția de astăzi este recomandată de noi pentru profesorii de gimnaziu sau liceu, dar anumite activități se pot adapta cu siguranță și pentru primar sau alte clase. Pe scurt, împreună cu invitatele noastre, ne propunem pentru această discuție să descoperiți activități cu sau fără tehnologie care implică colaborarea în echipă și rezolvarea problemelor, să reflectați la beneficiile muncii în echipe la orele de informatică și mai ales să plecați după sesiune cu dorința de a duce cel puțin o activitate nouă aflată astăzi la clasă. Pentru că această sesiune se numește Unplugged, aș dori să subliniez încă o dată diferența dintre cele două concepte. În contextul plugged, activitățile se desfășoară sub o formă sau alta la calculatoare, cu roboți sau orice alt tip de tehnologie. Pentru unplugged, este nevoie doar de materiale printate, poate jocuri de echipă offline sau alte puzzle-uri sau provocări pe care elevii trebuie să le facă fără niciun dispozitiv digital. Înainte de a le invita în scenă pe profesoarele noastre și a le lăsa pe acestea să prezinte activitățile minunate pe care le fac la clasă de mulți ani, sparg eu puțin gheața și vă prezint câteva activități unplugged, deci fără tehnologie. Încep prin a vă invita să descoperiți cartea Computer Science Unplugged. Veți avea link către ea în Padlet, nu vă faceți griji, de descărcat gratuit. Computer Science Unplugged este o carte unică de exerciții de gândire computațională, fără calculator, creată de o echipă grozavă din Noua Zeelandă. Este recomandată de autori pentru introducerea în gândirea computațională a elevilor de clase primare și gimnaziu. Însă activitățile mai complexe, de la finalul cărții, pot fi utilizate cu succes și în primele clase de liceu. Cartea a fost tradusă în limba română de către noi, Asociația TechSoup, în cadrul programului Predau Viitor. Următoarea resursă cu o activitate unplugged este jocul Editor 1.0, creat de o profesoară absolventă a acceleratorului nostru Predau Viitor din 2019, doamna Cătălina Hera. Dânsa a creat acest joc pentru TIC, pentru ca elevii să cunoască lansarea comenzilor pentru editarea sau tehnoredactarea de documente.
Jocul ajută elevii să-și dezvolte, de asemenea, gândirea logică. În poze, vedeți acest joc dus la o formare de profesori din preuniversitar, pe care am susținut-o de curând și aceștia au fost încântați de joc, de cartonașe și de cum îl pot adapta pentru alte materii și clase. Pentru că susținem inițiativa Comisiei Europene, Europe Code Week, în România și Republica Moldova, nu aveam cum să nu vă recomand în următoarele două slide-uri două resurse chiar de pe platforma Code Week. Primul creează un scenariu în care elevii devin roboți și într-o matrice pe care o puteți crea chiar în sala de clasă, cu un scotch sau în afară cu o sfoară, ei trebuie să parcurgă exact secvențele decise de colegii lor care lucrează în echipe. Este un joc distractiv, contra cronometru poate să fie, în care elevii folosesc cartonașe printate cu direcții pentru a decide secvența de pași a robotului. Astfel, elevii își dau seama cât de importantă este ordinea pașilor și urmărirea întocmai a unei secvențe. Pozele și idei sunt de asemenea la o formare de profesori la care am adaptat jocul astfel încât robotul nostru să fie ecoresponsabil și să urmeze pași care l-au dus să recicleze corect. Ultima activitate pe care vă propun merge grozav și la primar, și elevii creează o poveste în jurul unei matrice cu personaje la care ajung amplasând pe ea pași specifici. Pentru toate aceste activități veți avea, repet, link-urile cu toate materialele, gata de printat, gata de dus la clasă și instrucțiuni mai detaliate. Acum, după această introducere din partea mea, este timpul să o invit pe scenă pe prima noastră invitată, pe Cornelia Maier, ambasador Texu pentru Educație și absolventă a mai multe programe și cursuri Predau Viitor, să ne spună mai multe despre ea și să vă prezinte activitățile ei plugged și unplugged de la clasă. Nelly, imediat îmi opresc prezentarea și ai cuvântul. Poți să încep să vorbești și să-ți servești prezentarea. Da, mulțumesc frumos, Ana. Da. O să încerc să-mi controlez emoțiile cât se poate de bine și sper să fiu coerentă. Așa, deci, să zic și eu bună ziua tuturor celor care ne urmăresc, care și-au făcut timp din vacanță să ne urmărească. Și ca și anul trecut, trebuie să spun că sunt foarte onorată și recunoscătoare că particip din nou la festival. Așa. Și vreau să vă prezint câteva activități, deci plac și am plac, da? Pe care le-am structurat, să zic așa, în două părți pe care le-am numit povești. De altfel, una dintre ele am prezentat-o mai în detaliu, o să o repet acum, dar nu chiar în aceeași profunzime, și anul trecut, la festivalul, prima ediție a festivalului. Și am numit-o poveste STEAM, deci STEM, pe STEM, pe știință, pe tehnologie, deci cu curent, cu cablu cu ștecăr în priză, așa. Și cealaltă poveste am numit-o Unplugged și introducerea ta, de fapt, mi-a pregătit terenul foarte bine. Practic, o să vedeți dus la lucru parte din cartea care e prezentată prima dată. Computer Science Unplugged. Așa. De fapt, ambele povești și toate activitățile și-au cumva originea, dacă nu originea, suportul, pornirea din acceleratorul Predau Viitor. Da? Nelly, scuze că te întrerup. Minunatul program al vostru, o să pornesc imediat și prezentarea, dar întâi vreau să am ok, da? Și vreau introducerea asta să o fac, da? Dar ai zis tu despre accelerator, că el este menit să formeze și să sprijine o comunitate întreagă, asta vreau să spun, de colegi, profesori, de altfel mă bucur
tare mult să o revăd pe Timea, pe care acolo am și cunoscut-o și am rămas colege și prietene. Și mă bucur de suportul vostru acum. Da, cum spuneam, sunt foarte emoționată. Acum să aveți un pic de răbdare să dau un share screen, să pornesc prezentarea, să vă zic poveștile. Așa, să vedem pe unde am rămas. Doar o secundă. Așa. Un pic. Asta aici. Share screen. Asta, da. Și voi să îmi confirmați dacă se vede și acum să și pornesc. Da? Ok. Bun. 2 secunde să organizez un pic barele astea că mă încurcă. Bun. Așa. Deci, cum vă spuneam, o poveste în două părți mari, cu mai multe activități, nu foarte multe. O să încerc să mă încadrez în timp, deși sunt profesor. Așa. Și prima poveste, cum spuneam, prezentată mai în detaliu și anul trecut, există înregistrările, nu-i așa, Ana, pe platformă, pe Predau Viitor, pe YouTube, pe canalele TechSoup sau Predau Viitor. Și este o poveste plug, am lăsat slide-ul ca și anul trecut, STEAM am numit-o, da? Deci în care, vedeți acolo în partea dreaptă, aici în partea dreaptă, vedeți cele două programe pe care le-am implementat pornind sau după participarea în vara al 2018 la cele 3 bootcamp-uri ale acceleratorului Predau Viitor. Deci, prima poveste este, prima activitate din povestea asta, da? O să fie despre echipa de robotică, iar a doua despre un program educațional DOT. Și o să continui cu asta ca să dau explicații, că de robotică încă se mai știe. Deci, de DOT. Acum, o secundă, așa. Ce este DOT? DOT, Designing Our Tomorrow, vedeți, denumirea integrală, da? Este o metodă metodă educațională, bazată pe dezvoltarea de produse, da? De identificare, identifică copiii o problemă din viața reală și învață să dezvolte o rezolvare a ei, integrând o anumită plăcuță microbit, pe care o vedeți cred că se vede mai bine în acea imagine cu galben un pic și se văd și LED-urile ce folosește, da? Cine a produs, cum vedeți în colțul dreapta sus, metoda este creată și concepută la Universitatea din Cambridge în comun, deci a fost dezvoltată în comun de Facultatea de Educație și Departamentul de Inginerie de la Universitatea din Cambridge. Am fost, deci, tot la accelerator, da? În cadrul acceleratorului, în septembrie, ca parte a acceleratorului, a fost și o vizită de studiu în Marea Britanie, unde am participat la un workshop la Facultatea de Educație pe această metodă DOT. După care, în noiembrie-decembrie, am adus, când zic am, mă refer la Asociația TechSoup, la mine. Eu ca și cursant, ca să spun așa, un accelerator, am adus și s-a implementat metoda pentru prima dată la noi în școală, pentru prima dată în România, la noi în școală și s-a pilotat așa numitul pachet al acestei metode, așa numitul pachet Make It Sense, fă să conteze, spunea provocarea senzorilor, care, așa cum îi spune denumirea, îi provoacă pe copii să utilizeze strategii creative pentru a identifica soluții din anumite probleme pe care le-au detectat din viața reală, utilizând și niște imagini contextuale care să-i ajute să identifice probleme.
la căror rezolvare să se implice. Și metoda respectivă, pe lângă faptul că este un problem-based learning ca metodă didactică, ea și are un accent special pe creativitate și pe programare de sistem, dar și foarte multă parte de creativitate implică. Și deci am reușit, erau atunci copii în clasa 10-a, prima grupă care am făcut. Vedeți, aici poze sunt din diverse, din cele două implementări, două pilotări au fost, da? Ce au la dispoziție, deci ce înseamnă acum ca resursă pentru profesor această metodă? Deci are, când implementezi, ai două lucruri, cutia DOT și plăcuțele Microbit. Ce conține cutia DOT, așa numită cutie DOT, DOT Box? Ai absolut tot ce trebuie ca profesor, ai absolut ce trebuie ca profesor ca să și lecții cu cât timp trebuie să dureze și așa mai departe. Da? Ce învață pe copii? Pe lângă partea de utilizarea senzorilor plăcuței Microbit, care sunt patru tipuri de senzori, să vorbească. Copiii lucrează în echipe de 3 sau 4, și despre lucruri în echipă, despre ascultare, deschidere, chiar și joacă și umor, provocare, câteodată și conflict și să înveți să-l gestionezi. Deci, o experiență ca poate asemănător, nu, industriei, unei firme care produce elemente efectiv. E, și în urmă la... Cumva ele se leagă, da? Așa a început și implicarea în următorul proiect pe care îl prezint, PLACT, și anume echipa de robotică SNG. Din 8 sezoane, din 5 sezoane am participat. Cumva și în paralel a fost dotul cu echipa, dar după ce am mers în tabără cu copiii, ca urmare a acceleratorului, unde am cunoscut de la Wild Odrin, uite acum, scuze, am fost în tabără în Târgu Mureș, acolo am stat 2 săptămâni, copiii au învățat despre senzor și pe urmă am venit acasă și au spus ok, haide să facem echipa de robotică. Și 2 ani de zile am participat, 2 sezoane consecutive, după care a venit pandemia. Până la limita pandemiei am putut implementa și a doua pilotare DOT și cu copiii de la a doua pilotare am repornit după un an de pauză în pandemie echipa de robotică. Aici, deci la robotică ar presupun ca muncă poate și mai complex ca mecanism final realizat. Vedeți acolo în colțul dreapta sus, este efectiv robotul care e din real, funcțional, controlabil, deci tot, inginerie mecanică de proiectare, îl vedeți acolo pe Robert care studiază împreună cu colegii care sunt la masă cât anume trebuie viteza pentru motoare, ticuri, transformăm, învățăm de la fizică la tot felul de lucruri, programează în Java și pentru cine nu cunoaște, competiția pentru care ne pregătim la robotică este First Tech Challenge, adusă de Nație prin Educație în România, deci Asociația Nație prin Educație, și presupunem fiecare sezon competițional un anumit scenariu de joc. Aveți în colțul ăsta dreapta, stânga jos, scenariul din anul trecut competițional, unde robotul trebuia să prindă niște conuri și să le pună pe diverse, se numeau junction-uri, noi le ziceam țepușe, în fine, da, în engleză, junction, de diverse mărimi. Cum se joacă? Ce este foarte frumos este că joacă și în alianță cu o echipă, dar și contra altor două echipe. Deci, practic, pe teren sunt 4 echipe deodată, 2 sunt în aceeași alianță și
sunt în competiție cu ceilalți și un meci se câștigă prin acumulare de puncte. Fiecare task care e executat îi marcat. Găsiți în prezentare, la sfârșit, există link-uri către toate site-urile de unde vă puteți documenta pe cei care doriți să creați o astfel de echipă. În prezent, în România, din câte știu, este cea mai mare competiție de robotică și adună undeva la 200 de echipe de liceu. Deci un impact imens. Echipa e undeva la 10-15 membri, depinde de funcționar plus alte. Da, vedeți, e frumos. Dacă vin și premiile, e și mai frumos. Vedeți acolo jos, dar copiii nu învață, deci învață încă o dată, nu numai STEM, știință, tehnologie, engineering și math, ci și parte de artă, de design. După, trebuie să vă spun sigla ce vedeți, logo-ul echipei, S-Engine. Până de la pronunție începând, a fost un întreg proces de creație și are la bază conceptul psihologului american Jonathan Haidt despre călăreș și elefant, pe care probabil că îl cunoașteți și din alte surse. Și copiii învață să fie împreună, exact ca și la DOT, foarte multe lucruri, ce înseamnă muncă în echipă, de fapt ceea ce vor regăsi la locurile de muncă sau joburile sau chiar afacerile pe care și le vor crea. Asta pe parte de plugged. Și acum pe parte de unplugged, tot de la accelerator, așa cum zicea și Ana, și uite, Ana mai scutit să mai fac eu introducerea, da? Chiar am trecut la am implementat activități din cartea pe care o vedeți. Și cum am ajuns să implementez? Eu lucrez la liceu, adică nu am elevi decât de liceu. Și una dintre absolvente, o foarte dragă, fostă elevă și actuală prietenă, Diana Murguleț, și-a continuat studiile în Anglia, la Birmingham, la universitate, în domeniu, în info, după aceea și un master la Oxford și probabil că se va opri vreodată, dar între timp face lucruri foarte frumoase. Din păcate, tabăra pe care o vedeți, necesitatea ei a venit din cauza izbucnirii războiului din Ucraina și colega ei, ea este colegă cu Victoria Olinic, și-au fondat această asociație numită Do Be Good pentru a putea face un summer camp. Deci s-au luat, au vorbit la Ministerul Sportului, li s-a acordat de la Cisnădioara, tabăra respectivă de la Cisnădioara, au chiriat-o, au făcut rost de bani din donații, din oameni de la oameni generoși, colegi și prieteni, foști colegi de la locul de muncă al lor din Anglia. Și după cum vedeți, acolo au fost 3 săptămâni, în vara lui 2022, 2 săptămâni în care 80 de copii din Ucraina, dar copilași, până ceva de genul, până în clasa 6-7, nu erau mai mari de clasa asta. Le-au oferit câte o tabără de o săptămână în care au organizat o felul de activități. Și așa am ajuns, știind de treaba asta, comunicând cu ea, am zis, uite, noi nu putem ajuta ca echipa de robotică, să mergem să învățăm ceva pe copilași. Și am luat da, deci asta a fost în 2022, doar pentru copiii din Ucraina, iar în 2023, vara acum, în iulie, o săptămână a fost tot acolo la Cisnădioara, după care la Iacobeni, în județul Sibiu, la Iacobeni, în mediul rural, pentru 60 de copii din școala de acolo, din Iacobeni, din sat sau comun. Foarte, o să vedeți în poze. N-am pus foarte multe, dar se vede pe expresia lor cât de mult le-a plăcut. Acum, deci prima dată în 2022 se punea problema să învățăm ceva
pe niște, într-un context în care copiii respectivi nu vorbeau engleză, ci că erau foarte mici, încă nu stăpâneau engleza suficient să ne înțeleagă, cu un singur traducător pe Victoria. Restul erau voluntari, dar erau din toată lumea, vorbitori de tot felul de alte limbi. Bine, și engleză. Și atunci, ca dovadă, deci, cum să spun, încă un motiv în plus să utilizați cartea dacă vreți, că am trecut dincolo de orice barieră de limbaj și copilașii ăștia chiar au învățat să ghicească numere. Vedeți, noi am făcut niște materiale inspirate din cartea respectivă, cu sigla echipei, în fine, ține foarte mult la design. Și aici îi vedeți pe copii, efectiv deci toți cei 160 au fost vreo câte 3 sesiuni pe zi. Îi împărțeam în grupe de câte 11 și fiecare 11-12 și ăștia câte 3 sau 4 și aveau cărți. Dacă vedeți, sunt 3 seturi de cărți aici. Și niște jetoane unde ei extrageau numărul după ce le-am explicat cum se face codarea pe cele 2, 4, 5 poziții. Da? Cu 0 și 1, ce înseamnă? Deci vreau să vă zic că nu știu să fi fost vreunul care să nu fi înțeles ce trebuie să facă. Și își reprezentau numele, luau un jeton de la cu, pe spate era sigla noastră, pe față un număr și trebuia să scrie cu cartonașele, să întoarcă și să facă reprezentare. După care, tot a doua activitate de acolo, deci cum să coloreze cu numere și practic învățau cum reprezintă, deci la prima activitate au învățat cum reprezintă calculatorul datele în memorie, da? Începuturile despre sistemul binar, iar la activitatea a doua, cum reprezintă imaginile. Da? Și codul de imagini. Deci, li s-a explicat pe slide-ul ăsta despre ce e vorba, cum se pun numerele acolo. Cartea explică foarte frumos. Aveți chiar exemplul ăsta cu A, după care există și fișe de genul acestora. Ăstea, nici nu mai țin minte dacă pe Smiley l-am făcut eu sau era în carte, dar odată ce ai pornit, creați ce credeți de cuvință. Ca profesor și eu am făcut, am zis să fie ceva mai, nu știu, o floare, după cum vedeți, că să fie ceva zâmbitor. Copilașii aceștia, la alte activități, desenau ceruri întunecate și tancuri. Și ceva să aducem un pic, un pic, un pic de lumină pentru ei. Da, deci multe albinuțe, 180 de albinuțe. Și din Ucraina și din Iacobeni. Ok. Da. Tot inspirată din cărți. Deci după accelerator. De asta am păstrat și am menținut acest logo al acceleratorului pe centru prezentării. Deci nu neapărat din cărți sau din alte, deci, dar e inspirată din Unplugged, din cartea cu Computer Science Unplugged. Am început să utilizez la clasă tot felul de jocuri de rol. În ce privește, aici vă dau un exemplu cu tehnica backtracking. Și în general, nu am aici slide, dar exemplu și când lucrez sortări de vectori sau orice implică firulețe și cui e posibil să devină ei actori. Și vreau să vă zic că de asta poza de jos, din stânga, deci erau clasa 11-a, deja programatori și mai vrei să ne jucăm, deci vreau să foarte deschiși, foarte deschiși, indiferent de vârstă. După aceea, uitați, partea de sus, partea de jos e prima dată când am aplicat așa ceva, inspirată fiind și din faptul că nu știu în ce context am aflat că ei când se relaxează, mai în pauze ceva sau cam au pe la ei cărți de joc câteodată dăstea cu alte poze decât alea ce neapărat le dorim noi. Și atunci am confecționat noi niște astfel de cărți. Dacă în pozele de sus vedeți că deja sunt frumos listate, colorate pentru elementul curent, Timea la backtracking, da? Avem pălărie, să știm cine îi și cum se schimbă, cum ia valori. Da. Deci se poate
utiliza jocul foarte frumos, făcând legătura și cu deschiderea festivalului și cu sesiunea Fionei Kirkland. Așa. Da. Și așa, cu o concluzie, și cu asta am încheiat, că m-am lungit un pic, I'm sorry. Da, nu cred că se poate face învățare fără să nu pregătim întâi socio-emoțional învățarea. Aici vedeți un material tot la accelerator, mi-a fost oferit de către Vasile Brașovanu, un drag prieten și colaborator al vostru, nu așa? Și înainte de a pregăti proiectele de felul ăsta și cu generațiile noi care vin, să învățăm despre lucru în echipă. Vedeți acolo anumite trei. Aici sunt trei activități de pregătire socio-emoțională pe care el are vreo 12 sau 14 în carte, în material. E o cărțulie. Asta se numește Salvați-ne de pe insulă. Da? Asta de aici se numește Bușteanu și cea din... Se vede cursorul, nu? Ana. De cursor. Și cea din colțul dreapta jos este șahumut. Adică toate pregătite și cumva se treacă, deci, se treacă prin diverse emoții și stări la care fiecare activitate, la finalul ei, are întrebările de reflexie, fără de care nu-și are finalul și nu-și atinge scopul. Și ceva de genul: cât de ușor ți-a fost, cum te-ai simțit, când ai fost încurajat, când ai fost criticat. Da. Toate astea, cred eu, aici acum am zis să, ca slide de încheiere, da, să vă spun de povestea lupului cel bun și a lupului cel rău, probabil că o știți, da? Cine va câștiga cu băiețelul care visează, când el sunt doi lupi care se luptă. De el se trezește înainte să știe cine a câștigat. Și când îl întreabă pe bunic, acesta îi răspunde: ce vedeți că am scris pe slide, va câștiga acel lup pe care îl hrănim cel mai mult. Deci dacă ne ascultăm, ne sprijinim, ne îndrumăm, ne prețuim lucrurile, cred eu că se pot face cât putem de bine acum. Vreau să le mulțumesc, până nu, în încheiere, să le mulțumesc tuturor colegilor mei, părinților și pe lângă TechSoup, da? Care au înțeles că aceste lucruri sunt cu foarte mult efort de timp de integrat în curriculum. Și sunt altceva decât bac. Mersi frumos. Acum opresc sharing-ul, da? Un pic, stați că trebuie să ajung la partea asta. Așa, gata. Mulțumim Ok. mult. Mulțumim, Nelly. Să știi că în chat vedem multe felicitări pentru activitățile pe care le-ai făcut în acea tabără cu refugiați din Ucraina, dar și pentru toate activitățile tale. Vedem niște profesori care sunt familiarizați cu concursul de robotică. Deci, repet, foarte multe felicitări au venit către tine pentru această prezentare. O să trecem acum, o să lăsăm întrebările pentru la sfârșit dacă mă ajută colega mea, dacă sunt. Trecem direct la Timea. Timea este o altă profesoară foarte dragă din comunitățile noastre, absolventă, cum zicea și Nelly, a Accelerator-ului Predau Viitor. Timea, eu nu mai ocup spațiul, te invit pe tine în scenă. Bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos, Ana, și mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a colabora cu foarte multă lume, așa am înțeles, și mai ales că sunt împreună și cu fosta mea absolventă, colega Nelly. Felicitări, Nelly, din partea, și din partea mea. Mulțumesc frumos, am învățat și de data aceasta mult de la tine. O să încerc să dau și eu share acum. Și sper că se vede. Ok. O să continui ideea, deși sunt anumite părți comune cu Nelly la un moment dat, dar aș vrea să vă surprind și eu cu câteva idei legate de munca în echipă pentru orele de informatică și nu numai, că aceste proiecte presupun și munca în afara orelor de curs.
O scurtă prezentare despre mine, cum a spune în Google, momente cheie, cuvinte cheie. Sunt absolventă de profil pedagogic, învățătoare sunt de meserie, după care am urmat facultatea de matematică și informatică și un master amestec între matematică și informatică. Sunt profesor din 2006 la liceul la care am terminat liceul pedagogic. Deci m-am dus înapoi și dintre toate cursurile și toate participările mele la diverse evenimente, aș extrage ca și moment cheie în orientarea mea profesională acceleratorul Predau Viitor, conceput și organizat de Asociația TechSoup. Și ca o continuare de master, să zic așa, am devenit în 2022 ambasador TechSoup pentru educație. Îmi place foarte mult ceea ce fac, eu așa spun, și spun la elevii mei că este cel mai important să faci ce-ți place acolo unde îți place. Este un lucru extraordinar să mergi zi de zi acolo unde îți place și să faci ceea ce îți place, cu cine îți place. Și noi profesorii, putem spune că avem foarte mulți copii, deci nu numai cei de acasă, ci avem și la școală. Prezentarea mea am împărțit-o în două părți. Aș vrea să vă prezint câteva proiecte de succes. Să știți că cu greu am ales. Am fost și restricționată la 15 minute de Ana, așa că încerc să vă dau câteva idei care sigur se pot adapta în funcție de nivelul clasei și de elevii pe care îi aveți. Vom începe cu proiectele pentru gimnaziu și cred că nu este o surpriză. Scratch este o platformă, un limbaj de programare vizual destinat copiilor pentru a învăța în mod distractiv să codeze. Utilizez Scratch-ul nu numai la gimnaziu, ci și la liceu, ca o trecere de la gimnaziu spre liceu. Numai câteva idei pe care am primit-o și eu în urma anumitor cursuri organizate de TechSoup și din diverse documentații, de exemplu un labirint care vedeți de exemplu că se poate concepe în grupe de 2-3 elevi, în ideea în care labirintul acesta poate avea diverse forme, puteți accesa Maze Generator, unde puteți chiar seta dimensiunea labirintului, deci se pot lucra în grupe și obțineți aplicații diverse, diversificate, deci nu sunt la fel. Acum, pentru clase mai mari, să zic așa, a șaptea, opta, recomand puzzle-ul sau un fel de du-te vino cu numerele acestea, astfel încât să fie organizate în ordine crescătoare. Sursele le vedeți aici, nu sunt greu de lucrat și ce este important este că această platformă permite și opțiunea de distribuire, de share. Astfel, copiii pot continua acasă, pot colabora. Este o platformă care ușor de lucrat, bazat pe blocuri. Un alt proiect cu succes, zic eu, este Python. În urma, de asemenea, unui curs de la accelerator cu doamna Șipoș, ne-a făcut o mare, mare plăcere, nu numai mie, ci și tuturor participanților, pentru că la un moment dat am abordat Python, limbajul acesta nou, să zicem așa, din punct de vedere al graficii. Acest proiect am aplicat la clasa a șaptea anul trecut. Este și un proiect Meet and Code. Este un proiect finanțat și nu numai a șaptea am implicat, ci am implicat și clasa a zecea.
Clasa 10 a fost pe post de profesori și îi învățau pe cei de-a șaptea cum să lucreze în limbajul Python. Aici o să pornesc un video și între timp o să vă și explic. La un moment dat ne-am propus să îmbinăm cunoștințele de matematică și cele de informatică legate de coordonatele unui punct în plan și am învățat despre instrucțiunile pentru desenarea diferitelor elemente grafice, punct, linie, cerc, dreptunghi, vedeți aici, colorate, care deocamdată nu prea au avut sens, ca la final. La final, din formele acestea, cerc, triunghi și linii, să ajungem la o formă distractivă, zâmbitoare, să zic așa, care a bine dispus, uite aici este, care a bine dispus pe toată lumea. La final s-a dat o fișă și respectiv un fel de escape room din cunoștințele însușite, iar la final au venit și premiile care au fost binevenite. În cadrul acestui proiect, elevii mari mi-au relatat cum este să fii pe post de profesor, care nu întotdeauna este ușor și să știți că îmi pare foarte bine că am îmbinat așa și vă recomand. S-au liniștit și cei de-a 10-a un pic și cei mai activi. Fișa se poate descărca, o să vedeți aici de pe link. Python se poate accesa și online, se poate și descărca și are o documentație foarte bine pusă la punct cu exemple, cu de toate și aveți acolo link-ul. Materialul, bineînțeles, o să vă stea la dispoziție. Un alt proiect foarte, foarte îndrăgit de elevi a fost aplicația Arduino. Traffic Lights, în care am luat un grup de elevi, aproape toată clasa, să zic așa, și ne-am dus la o intersecție din satul mare și ne-am documentat cum funcționează o intersecție pe viu și au desenat. Erau vreo patru intersecții acolo cu patru semafoare și pentru fiecare s-a desenat schița. Și s-a notat cum anume funcționează intersecția. Scopul a fost ca în momentul în care cineva care nu vede să audă sonorul acela, în urma căreia poate să pornească la trecerea de pietoni. Proiectul a avut mai multe etape, bineînțeles. A avut o machetă, în primul rând, o machetă a fost. Macheta a fost construită manual, fie din bețișoare, fie tipărite, imprimate la 3D. Și o să vă pornesc și videoclipul acesta. Și, sigur, cablare, programare. Așa, și în urma acestora a rezultat așa. Sună că este verde și se poate trece pe trecerea de pietoni. Acest proiect trebuie să menționez că a ajuns și la etapa internațională la un moment dat. Iar copiii au fost foarte încântați de rezultatele pe care au obținut în urma acestui proiect. Așa, și am ajuns și noi la robotică, de data aceasta la gimnaziu. Este vorba despre aplicația Smart Farm. Aplicația Smart Farm a presupus odată construirea unui roboțel. Pas cu pas, vedeți aici, copiii sunt de clasa 6-a aici. Construiesc, sigur, au fost niște instrucțiuni,
scrise și nu numai scrise și online, o documentație pe baza căruia au realizat acest roboțel și uitați cum se bucură pentru roboțelul care avea și un braț și imediat o să vedem și ce face. Elementele, și aici am avut o machetă, elementele au fost pictate chiar de băieți, vedeți? Chiar de băieți au fost pictate elementele componente, dar am lucrat și în Tinkercad pentru anumite elemente din machetă. Ce rol are aplicația Smart Farm? Are rolul, practic, de a da animalelor mâncare din cutiuța aceasta. Și, bineînțeles, nu e voie să stea mâncarea nu știu cât timp în fața animalelor și să și ia înapoi. Asta în ideea în care fermierul, să zicem, nu este acasă. Treaba pe baza digitalizării acestora funcționează ca pe roate, ziceau așa astea. O să pornesc și aici am învățat de fapt despre senzori, despre orientare în față, mișcare în față, la dreapta, la stânga. Automatizare, practic, un fel de automatizare și acum imediat o să și ia hrana. Da, un elev zicea și da, zice, trebuie să lăsăm un timp suficient, zice, ca să mănânce cât le trebuie. Așa, bun. Asta a fost așa și aici, dacă cineva intră pe când nu este acasă, fermierul pornește alarma, respectiv la întuneric se aprinde lumina sau se stinge lumina. Deci au fost aici mai mulți senzori. Au avut de făcut și un afiș. Afișul era făcut în Canva. Am participat la Olimpiada de Creativitate Științifică, unde am luat locul 2 și copiii erau foarte, foarte fericiți. Au vorbit prima dată la microfon pentru prezentare. A fost o experiență deosebită și pentru ei, și pentru părinți, și pentru noi, pentru toată lumea. Așa, și acum o să trecem un pic mai departe la liceu. Și trebuie să spun că este primul proiect pe care l-am avut, cu care am pornit, să zic așa, după accelerator. Este Smart Home, Smart House, cum doriți dumneavoastră, unde ne-am propus realizarea unei machete de casă inteligentă, un exemplu concret pentru constituirea unei locuințe inteligente. Au fost elevii de clasa a 10-a. Proiectul a debutat cu o ședință de lucru unde am stabilit orarul, am stabilit sarcinile fiecărui elev și resursele necesare. Obiectivul principal a reprezentat dezvoltarea profesională a elevilor, utilizând creativitatea și imaginația acestora, beneficiind de oportunitățile erei digitale. Am aprofundat mai multe etape de cunoaștere aici: fizică, electronică, informatică, explorarea și rezolvarea autonomă de probleme. Sigur, am început proiectul de la zero, vedeți aici s-a schițat. Un tătic ne-a ajutat cu tâmplăria și așa am ajuns la un sfert de schelet. Aici fetele zugrăvesc camerele din casă.
respectiv să nu vă spun cât au chiulit de la ore ca să zugrăvească ce a fost în laboratorul meu de informatică. Fel de vopsele s-au distrat și nici nu cred că trebuie mai mare bucurie decât să-i vezi lucrând. A urmat cablarea, băieți, fete, nu neapărat a contat în această fază, confecționarea manuală a anumitor componente, respectiv din bețe de frigărui, din chibrite, din toate felurile care bureți, deci invenții, inovații la care nici nu ne-am fi gândit, poate. A urmat programarea, sigur, la programare mai întâi am încercat un LED, două LED-uri și așa mai departe. Treptat am ajuns la o aplicație mobilă pe baza căreia putem controla luminile din casă, din grădină, garajul, ușile garajului să se deschidă, avem și un șemineu. Și, bineînțeles, în funcție de vreme putem măsura diverse temperaturi, a sol, mă rog, umiditatea solului. Da, și aici o să vă pornesc și casa, aici se deschid ușile garajului, așa arată în final și astăzi este în cabinet la mine, de vreo 3 ani am făcut aplicația aceasta, dar toată lumea admiră și orice eveniment avem, tot timpul ne este solicitat smart house-ul acesta. Deci pe baza aplicației se aprind luminile, se sting luminile, din grădină se aprind luminile în exterior. Da. Este și o parte, acolo e șemineul acela roșu în interior, este șemineul. Este și un fel de alarmă pus dacă pune imediat fetița mâna și imediat se aprind așa instantaneu toate luminile și proprietarul are posibilitatea să primească mesaj că cineva a intrat. Așa. Bun. Trecem mai departe. Da, aici s-a prezentat la porțile deschise. De asemenea, a fost și la Olimpiada de Creativitate Științifică la Suceava, la etapa națională, unde am luat locul 3. Super a fost. Așa. Tech Save the Planet, un alt proiect. Ne-am propus să construim un sistem care să reușească să înregistreze date importante despre calitatea aerului. Sistemul a fost testat în mai multe zone ale județului Satu Mare, să zic așa, în oraș. Și am observat că avem aerul poluat într-o anumită parte a zilei, mai ales dimineața. S-a testat în mediul rural, unde, sigur, aerul a fost mult mai curat. Aici am colaborat cu Agenția pentru Protecția Mediului, unde ni s-a arătat pe mașinării specializate ce rezultate se primesc referitor la calitatea aerului. Și comparând cu rezultatele noastre, am observat că rezultatele obținute la cele două măsurători au fost chiar minime. Așa, inițiatoarea proiectului, Miruna Pop, clasa 11-a, a fost invitată special din partea României la evenimentul internațional Meet and Code, unde a prezentat în limba engleză proiectul Tech Save the Planet. O experiență foarte, foarte
apreciată de toată lumea, în ziare am ajuns peste tot. Și copiii au fost foarte mândri de rezultatele pe care au obținut. Un alt proiect a fost din partea două fete, să zic așa, care locuiesc la țară. Dacă nu sunt acasă, cine are grijă de grădină? Ei au implementat un sistem pentru monitorizarea temperaturii, a umidității aerului, respectiv automatizarea irigării plantelor. Am folosit Arduino în componentele Arduino în realizarea acestei aplicații. La aplicația mobilă App Inventor Meet Edu este platforma care folosim de multe ori. La pornire se afișează temperaturile măsurate, umiditatea aerului și umiditatea solului. În partea a doua a ferestrei, utilizatorul poate seta o valoare pentru temperatură dintr-o listă de valori. Iar dacă temperatura actuală măsurată este mai mare decât această valoare setată, atunci va porni aerisirea automată a ventilatorului din seră. Așa, aici avem aplicația. Așa, se aprind luminile toate. Multe sunt. Da, multe sunt și greu de conceput în 15 minute, deși am cronometrat, să zic așa. Am făcut recapitulare și eu. Da, așa. Bun. Premii am avut și aici, și aplicația Future IT, care este pentru cei din clasele terminale. Aplicația conține 162 de întrebări. Pe baza aplicației, elevii setează din cele patru propoziții care le este mai aproape și în final se afișează domeniul, primele patru domenii, de fapt, primele patru domenii reprezentând compatibilitatea cu candidatul, na? Adică le este practic un fel de ajutor. Am participat la orele de dirigenție, la clasele terminale și am ajuns și eu la StarTech, la echipa de robotică, despre care vorbea și Nelly. Costruire, programare, robot. Și uite aici, suntem cu Nelly în alianță, pune talanga, deci este distracție, este colaborare, nu numai între profesori, dar este și între elevi. Ne găsiți aici pe StarTech și, pe StarTech și, și pe Facebook și pe Insta. Și, bineînțeles, multe activități în afară de robotică, de construire și programare. Impresiile elevilor au fost una pozitivă. Fiecare a învățat din fiecare proiect la partea pe care a considerat că este mult mai pregătit și beneficiile aș putea continua și mai departe și resursele, cursurile. Predau viitor în primul rând, în top, apoi alte cursuri, CRED, RED, ECDL și colaborare cu grupurile de profesori de informatică și mai ales care am cunoscut în accelerator. Mă găsiți pe Facebook, pe Insta și pe e-mail. Vă mulțumesc tare frumos pentru prezentare. Mulțumesc mult, Timea, mulțumesc mult, Neri. Îmi pare rău că oarecum avem timpul limitat. Sunt convinsă că ați putea povesti foarte mult despre ce faceți. Avem în chat multe aprecieri, se vede, ne zicea cineva, se vede entuziasmul tău, Timea, dedicarea pe care o pui și suflet în toate activitățile.
Mulțumim mult, Nelly și Timea. Despre limbajele de programare Scratch și Python, despre care vă vorbea și Timea, vă invit să descoperiți mai multe în Padlet, despre cursurile noastre gratuite pentru profesori. În continuare, ce urmează în această zi, în prima zi a festivalului, puteți să vă alăturați într-o sesiune de networking și cunoaștere cu noi, cu echipa Asociației TechSoup. Și cum puteți face acest lucru? Puteți merge în agenda, selectați sesiunea care urmează, miercuri cu voi, și intrați pe Zoom-ul potrivit în funcție de ce profil aveți. Mulțumesc mult, Nelly și Timea. Mă grăbesc cumva să închidem sesiunea ca să acordăm 5 minute de repaus celor care ne-au urmărit. Felicitări încă o dată din partea tuturor care v-au urmărit și tot curge chat-ul cu felicitări. Mulțumim și dumneavoastră care ne-ați urmărit. Nu uitați că mâine vă așteptăm în cea de-a doua zi a festivalului. Și nu uitați să interacționați în Padlet și să descoperiți resursele din Padlet. Mulțumim, la revedere! Mulțumim.